să suntem împreună instituția prefectului cu Consiliul Județean în formulă completă, pentru că considerăm noi că trebuie pus adevărul la locul lui odată și odată. Voi începe prin a vă spune tema conferinței, este apariția în spațiu public a unor informații că se dorește sufocarea populației orașului Comănești, lăsând-o sub gunoaie și, și fără apă. Pe mine personal, care am fost întotdeauna alături de populația județului, împreună cu domnul președinte și cele două instituții pe care le reprezentăm, aceste informații m-au pus oarecum pe gânduri, nu m-au mutmit, ținând cont de componența Consiliului Local al respectivului oraș. M-au pus pe gânduri de ce. Am hotărât să fac o conferință de presă pentru ca cetățenii orașului Comănești să știe odată pentru totdeauna adevărul. Deci consider că astăzi trebuie să știm cu toții adevărul și să știm cu toții să conștientizăm că de fapt acolo nimeni nu dorește să aducă niciun afront și nimeni nu este obtus pentru populație, doar că Consiliul Local trebuie să intre în legalitate. Mai ales că sunt măsuri pentru ca acest Consiliu Local să poată intra în legalitate. Și de aici o să vă vorbesc despre instituția prefectului, ca în momentul următor să-i dau cuvântul domnului președinte. Am primit nenumărate sesizări de la cetățenii orașului Comănești legate de depozitarea neconformă sau de neridicarea deșeului în oraș. De asemenea, am primit nenumărate sesizări de la minister, având adresa atât o adresă pe care o să vă propun la dispoziție. Iar un singur lucru doresc să mai amintesc Consiliului Local și conducătorului acesta, conform legii 215, articolul 2 aliniatul 1 din legea 215, vizând administrația publică, în fiecare OAT se organizează și funcționează în temeiul autonomiei locale. Deci nimeni din reprezentanții sau din instituțiile statului, așa cum am fost noi numiți în ghilimele băieți deștepți sau instituțiile de control ale statului, nu are nicio vină pentru că s-a ajuns în această situație la Comănești. Din punctul meu de vedere și mi-asum, așa cum știți, de fiecare dată am cuvintele și responsabilitatea vorbelor, doar dumnealor sunt vinovați că se află în această situație, referindu-mă încă o dată la acest principiu al autonomiei locale. Și aici mai mult aș spune că încăpățânarea este cea în care adusă în orașul Comănești și de aceea locuitorii orașului se află aici. Iar această conferință este organizată doar pentru dumnealor, pentru a ști adevărul. Și aici, pentru a vă prezenta situația mai pe larg, din punct de vedere al instituției prefectului, o să-i dau cuvântul domnului subprefect pentru a vă prezenta datele tehnice și exact parcursul adreselor pe care le-am primit. Vă rog, domnul subprefect. Sunt două societăți care administrează, una pe de-o parte salubritatea din orașul Comănești și furnizarea de apă. Furnizarea și nu numai, furnizarea și epurarea apelor în orașul Comănești. Noi am primit sesizări, pe de-o parte referitoare la deversarea directă din cartierul Zăvoi în Părâul Urmeniș, pe de altă parte, nerespectarea indicatorilor de calitate a apei epurate. Ambele duc la o stare de fapt, care nu a fost doar de acum. Am în față un istoric din 2014, de când a fost preluată de apa serv, din 2013, mai ales, se preia administrarea și începând cu 2014, întreaga folosință de apă, care a funcționat, evident, pe baza autorizației emise de apa serv. Autorizațiile au avut la bază, au fost condiționate de respectarea unui program de etapizare, care la sfârșitul 17.09.2015, când expira autorizarea, trebuia să constate dacă s-au îndeplinit sau nu măsurile, s-a constatat că nu s-a îndeplinit, s-a mers mai departe cu altă autorizație
până la, până la 31.12.2015, ulterior, la nivelul anului 2016, la nivelul anului 2017 și la sfârșitul anului 2017 ne-am întrunit într-o comisie mixtă cu Apele Române, Garda de Mediu, Protecția Mediului, încercând să aducem la zi, să vedem ce se întâmplă, care este situația, de ce nu se realizează acel program de măsuri. S-a mai dat în continuare un plan de măsuri care la nivelul 30.06, la data 30.06.2018 a expirat, nerealizându-se nimic din acest proiect, din acest program de conformare. Conform atribuțiunilor fiecărei instituții, ne-am întrunit într-o comisie mixtă, am stabilit într-o minută calea care este de urmat, fiecare și-au îndeplinit atribuțiunile și-au constatat la fața locului de ce nu s-au îndeplinit acel plan de măsuri, pentru că suntem în situația în care Ava Siret constată că nu mai poate reautoriza sistemul de alimentare, de canalizare și stația de epurare. Și aici aș vrea să fac un mic amendament. Furnizarea apei este de foarte bună calitate. Este monitorizată de DSP. Au indicatorii de calitate foarte buni. Nu se pune problema sistării furnizării de apă. Se pune problema funcționării fără autorizație în următoarele zile, dacă nu se conformează într-un plan de 60 de zile. Deci mai au un termen de 60 de zile de a se conforma pentru noi și noi asta facem. Acum să tragem un semnal de alarmă. Pe de o parte, să subliniem că nu se pune problema asistării furnizării de apă potabilă orașului Comănești sub nicio formă, pentru că aici intervin, este legea 51, care spune clar că trebuie să se furnizeze în mod continuu, dacă nu mă înșel, o să vă dau și articolul de lege la îndemână. Deci nu se pune problema asistării furnizării de apă și nici nu se poate. Atât mai mult am stabilit cu DSP-ul să trimit atenționări și să atenționeze OAT Comănești că nu poate exista furnizarea de ape pe motiv că nu există autorizație de gospodărire a apelor și probabil autorizație de mediu. De specificat că autorizația de mediu este valabilă până la 31 decembrie 2018, dar condiționat de îndeplinirea planului de măsuri. În acest timp, deocamdată, din planul de măsuri, nu s-a realizat nimic. Și asta o spun și adresele instituțiilor abilitate și controlul mixt care a avut loc în două rânduri la OAT, de fapt la APA SERV, la societatea care este sub ordinea Consiliului Local și care administrează folosința apei. De asemenea, DSP-ul a transmis o atenționare referitoare la interzicerea utilizării apei din aval, dacă nu înșel, de unde se deversează, de a mai se interzice scăldatul, se interzice folosirea apei pentru irigații, mesaje de atenționare pentru păstrarea stării de sănătate a populației. Adrese pe care voi vi le pot pune la dispoziție. Deci nu sunt doar ceea ce noi am constatat, sau noi ne-am dorit să întâmple așa, sub nicio formă. Deci încercăm să, pe lângă faptul de a monitoriza situația, ci și a vedea ce trebuie să se îndeplinească pentru a intra în legalitate. Ca atare, s-a spus, nu avem finanțare pentru treaba asta. Nu e finanțare, s-a refuzat în programul de măsuri, era obținerea finanțării pe PNDR. Și aici domnul președinte Brașoveanu
poate să ne spună mai multe de faptul că a existat o adresă care s-a trimis către Mederap și care a interzis într-un fel accesul pe PNDL și s-a dus pe alt sistem de finanțare. Și aici poate să explice dânsul foarte bine despre ce este vorba. Din alt punct de vedere, cred că cel mai important lucru de observat că ar fi trebuit intrată în legalitate la nivelul anului 2015, să fim în conformitate cu normele Comunității Europene. Ar fi trebuit poate să intrăm, deci dacă din 2015 pe un plan similar de conformare, nici până în acest moment nu s-a pus în aplicare, suntem destul de, să zic așa, sceptici și îngrijorați că în cele 60 de zile se va conforma. Legea este clară și oarecum dură pe deversarea necontrolată și să sperăm că în cele 60 de zile se vor găsi soluții care să protejeze starea de sănătate a populației, să nu există niciun risc. Asta pe apă. Și aici o să rog pe domnul președinte să expună referitor la PNDL. Aici aș vrea eu să mai aduc o mică completare. După cum ați auzit, apele uzate din orașul Comănești se deversează direct în Trotuș. Lucru care, din discuțiile pe care le-am avut cu Direcția de Sănătate Publică, am făcut tot ce s-a putut omenește, dar să nu uităm cu toții că suntem locuitori ai județului Bacău și știm, pe malul Trotușului se află animale care beau apă din Trotuș. Trotușul traversează curțile sau grădinile unor locuințe. Merg copiii la scăldați. Din punctul meu de vedere, a deversa un Trotuș mi se pare un pericol iminent. Deci suntem în faza unui pericol. De asemenea, pe deșeuri dintr-o încăpăținare a unei unități administrativ-teritoriale și a nu dori intrarea în legalitate să ții munți de gunoaie într-un oraș, de asemenea, Direcția de Sănătate Publică ne-a tras un semnal de alarmă că acolo nu este în regulă ce se întâmplă. Iar cu manipularea cetățenilor, că vrea instituția prefectului, și aici mă repet, împreună cu Consiliul Județean, să izoleze Comăneștiul, să nu știu ce mai vrem noi să facem de aici, de la Bacău, nu. Eu vă spun foarte clar că am trimis nenumărate adrese la primăria Comănești, am încercat și o discuție cu domnul primar, dar nu am ajuns la niciun consens și, de asemenea, ca și prefect, dumnealui a avut 6 luni de zile timp în care se putea pune în legalitate. A avut tot sprijinul acordat de APA Siret, a avut tot sprijinul acordat de Garda Națională de Mediu, a avut tot sprijinul acordat de Agenția de Protecție a Mediului. Deci nu există ca dumnealui să fie venit spre noi, măcar în cele 6 luni care le-a avut la dispoziție pentru a duce la îndeplinire planul de măsuri, să nu-i fi dat concursul. Chiar în cele 6 luni. O completare vreau să fac, cum ce spus doamna prefect, dar vreau să fim foarte clar. Cele 6 luni nu au fost doar cele 6 luni. Gândiți-vă că au fost și anii 2017, 2016, 2015, 2014. O să vă spun așa, dacă legat de sursa de finanțare, înainte de a începe cu permisiunea domnului președinte, s-a plătit penalități pentru diferența de calitate a apei de 429.154 în total, către APA Siret. Sunt penalități pentru deversarea în Trotuș. Ori asta nu reprezintă o soluție. Oare banii ăștia? Da, o întrebare cu caracter retoric. Nu puteau fi folosiți pentru retehnologizarea stații de epurare, care a depășit pragul biologic? Deci nu are prag biologic și se deversează aproape și se trece prin bypass, că de fiecare dată când au fost inspectori în control, de fiecare dată era în curățare și era un bypass-ul. Și bypass-ul deversa direct, nu numai din Zăvoi, ci și din stația de epurare. Asta am văzut, încerc scuze. Ok, domnul președinte, vă rog. Vă mulțumesc, doamna prefect. Consider că sunt foarte importante informații pe care le aducem pe lege și că noi suntem aici puși, aleși, numiți pentru a rezolva și a găsi soluții și a rezolva problemele.
în cât mai scurt timp, împreună cu toate instituțiile statului, care, iată, cele legate de aceste subiecte, sunt astăzi prezente aici. Legat de subiectul de apă și sectorul apă și apă uzată, orașul Comănești, ca să beneficieze de investiții respective, trebuia să îndeplinească trei condiții. Trei condiții care trebuia să le îndeplinească, de altfel, fiecare OAT în parte pentru a accesa finanțările prin programul operațional sectorial mediu din perioada 2007-2013. Ei, aici orașul Comănești a refuzat în mod constant fie să fie membru ADIB și nu numai aici, o să vă mă explic și în cealaltă asociere. Deci trebuia să ne asociem, trebuia să devenim acționari la operatorul regional și cea de-a treia condiție, să semnăm contractul de delegare a gestiunii cu operatorul regional, în speță CRAB-ul. Ultima finanțare prin Programul Național Dezvoltare Locală, că a depus prin programul și a fost refuzat și că aceste acuze aduse în spațiu public Consiliul Județean ar fi pus piedici, nu sunt adevărate. De ce? Pentru că prin programul operațional de investiții mari, prin POIM, pe lista de investiții prioritare, orașul Comănești este eligibil și are trei investiții mari prinse în această listă de investiții. Pe Programul Național Dezvoltare Locală este sursa de finanțare pe care a dat posibilitatea Guvernul României să vină și comunitățile mici, până în 2000 de locuitori, care n-au altă sursă de finanțare și au această alternativă de a veni prin Programul Național Dezvoltare Locală. Ea a depus acest lucru, numai că Ministerul Dezvoltării ne-a făcut o adresă și ne-a întrebat dacă toate aceste proiecte nu sunt și pe alte surse de finanțare, dacă sunt prinse și în POIM, în speță, apă și apă uzată. Nu am făcut altceva decât să răspundem la această adresă, cele din proiectele respective, pe ce surse de finanțare sunt prinse și unde sunt prioritare. Deci era vorba de o dublă finanțare. Pentru a evita această dublă finanțare, s-au cerut niște clarificări. Simplu. Deci orașul Comănești este în continuare eligibil pe programul operațional de investiții mare, cu investițiile necesare. Dar trebuie să înțelegi, pentru a accesa aceste finanțări, trebuie să ai puterea de a înțelege că trebuie să fim împreună, că trebuie să facem parte dintr-o asociație. Este una din condițiile cerute. Și nu numai la apă, ci și la deșeuri, același lucru. Condiția principală de a accesa fondurile europene este să ne constituim într-o asociație. Atât Consiliul Județean Bacău, cât și orașul, Unitatea Administrativă Teritorială Comănești, sunt membri cu drepturi depline în cadrul Asociației Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare, așa cum știm noi, ADIS Bacău, din anul 2010. Înființarea acestei asociații, repet, este condiție obligatorie pentru accesarea fondurilor europene, atunci programul operațional mediu 2007-2013. Valoarea totală a proiectului pe care județul Bacău l-a înaintat și a obținut finanțare, e vorba de proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Bacău, a fost de aproximativ 44 milioane de euro, din care 36 de milioane de euro fonduri europene și 8 milioane a fost partea de cofinanțare din partea Consiliului Județean. Deși toți membrii ADIS sunt egali în drepturi, doar Consiliul Județean a suportat cheltuielile de cofinanțare prin programul integrat. Ceilalți membri ai asociației
nu au venit cu cota de finanțare, cota parte de cofinanțare, proporțional cu investițiile de care urmau să beneficieze. De ce? Pentru operativitate și pentru a obține mai repede banii, știind comunitățile rurale cu ce probleme se confruntă. Iar în perioada 2010-2013, atât reprezentanții Comisiei Europene, a Ministerului, a Consiliului Județean, consultantul proiectului de la vremea respectivă, au avut întâlniri pe zone, au avut întâlniri de lucru și în repetate rânduri, atât la București, la Bacău, dar și la Comănești, să prezinte primarului, consilierul local și angajaților de acolo, care sunt avantajele proiectului, ale asocierii în cadrul acestui ADIS și e vorba de integrarea în cadrul proiectului mare a proiectului de la Comănești. Deci asta a fost logica finanțărilor europene în perioada de preaderare a României 2004-2007. A fost, fiecare a încercat să-și găsească surse de finanțare și surse de finanțare au fost fie programul ISPA, fie programul FARE. Ca după aceea el a venit să completeze prin nou program post-aderare 2007-2013, post-mediu, și ulterior completat de către alte proiecte de finanțare, programul operațional de infrastructură mare 2014-2020. Aș vrea să facem o foarte scurtă trecere în revistă a acestui proiect mare în care sunt toate cele 94 de UAT-uri și dificultățile care ne-am întâlnit în implementarea lui și modurile de rezolvare și unde, care este situația actuală. Și atunci, la nivelul 2010, proiectul ISPA, municipiul Bacău și 22 de comune au avut ca realizări prin acest proiect celula 1 a depozitului ecologic, stațiile de sortare deșeuri reciclabile, stațiile de compostare deșeuri biodegradabile. Mai târziu, ca să fie operațional, problemele au fost identificate la referitor la colectarea și transportul deșeurilor prin neselectarea unui unic operator de salubrizare care să deservească în mod profesionist și transparent toate cele 23 de UAT-uri. Stadiul actual al proiectului integrat, al deșeurilor, cele 23 de UAT-uri, am și 22, au selectat un unic operator de colectare, a avut loc o licitație de către ADIS Bacău, actual. Ei au avut și-au ales un alt, la licitație au avut un alt operator. Abia acum, în 2018, cele 23 de UAT-uri, adică municipiul Bacău și 22 de comune, licitația va începe în toamna aceasta. Documentația se află în stadiu final de actualizare din cauza noilor reglementări legislative survenite în 2018. Iar pentru celelalte 70 de UAT-uri, urma să scoatem la licitație un operator în 2013-2014, unii pe colectare și transport. Au fost scoase pentru 65 de UAT-uri, pentru că 5 n-au dorit acest lucru. Pentru 65 de UAT-uri, operatori de colectare și transport deșeuri municipale, este vorba de societatea comercială Compania Romprest Service București. Iar cele 5 UAT-uri care se fac excepție de la colectare și transport, Helegiu, Târgu Ocna, Slănic Moldova, Buuș și Comănești. În schimb, toate cele 93 de UAT-uri, în urma licitației care s-a încheiat anul trecut, iar anul acesta am semnat contractul, unic operator de depozitare și tratare de deșeuri municipale selectate prin procedura de licitație organizată de către ADIS Bacău, este vorba de SC Ecosud SA București, cu excepția stației de sortare transfer Comănești.
Deci spun asta indiferent de sursa de finanțare, fiecare după ce și-a implementat proiectele, s-au integrat în proiectul mare și le-au pus la dispoziție la momentul respectiv. Deci astăzi mai puțin stația de sortare transfer de la Comănești. Care este stadiul proiectelor fare, ce spuneam mai înainte, integrate total sunt proiectul ISPA Bacău cu cele 22, proiectul cu finanțare fare Moinești, stația de sortare, proiectul fare Mănăstirea Cașe, iar parțial integrate, proiectul implementat de Helegiu prin fare, Târgu Ocna tot prin fare, Slănic Moldova și Comănești prin fare. Excepții făcând stația de sortare de la Comănești. Situația cu unitatea administrativă a orașului Comănești, în ceea ce privește societatea Eco Valea Muntului, a fost, să zicem, de la început, întrucât au refuzat permanent integrarea proiectului fare în cadrul proiectului mare sistem integrat de management al deșeurilor solide implementat în perioada 2010-2014. Întârzieri în adoptarea hotărârii consiliilor locale necesare implementării proiectului de interes comun au culminat cu două hotărâri de excludere a unității administrative de Comănești. Una care a dus la o întârziere de 6 luni de zile și cea care a dus la o întârziere anul acesta, deși a aprobat documentația, în momentul în care trebuia aprobat în Consiliul Local și contractul de delegare, contractul cadru, a refuzat și a dus întârziere vreo 3 luni de zile, ca după 3 sau 4 hotărâri respinse, într-o sâmbătă a făcut o extraordinară și a aprobat fără niciun fel de obiecție tot ceea ce era trecut și am stabilit noi în ADIS. Neînțelegere de altfel cu foștii parteneri din cadrul proiectului fare, pentru că orașul Comănești a constituit o asociație la în care făceau parte orașul Dărmănești, comunele Ghimeș-Făget, Brusturoasa, Agăș, Asău, Palanca, Dofteana și Slănic Moldova, prin care au accesat fonduri fare și au fost incluse în area de deservire a operatorului de colectare și transport deșeuri la Eco Valea Muntelui. Neînțelegere între parteneri, între foștii parteneri, ușor, ușor, fiecare retrăgându-se și solicitând ADIS-ului să facă licitație în numele și pe seama tuturor, a rămas Comăneștiu cu o societate proprie, Eco Valea Muntelui. Ce a solicitat primarul de acolo și Consiliul Local Comănești de către Consiliul Județean, către finanțator, să fie considerate excepție la colectare și transport deșeuri, să nu deruleze ADIS-ul și pentru Comănești procedura de licitație publică transparentă pentru a selecta un operator de colectare, pentru că el are un operator propriu, SC Eco Valea Muntelui. Să fie considerate excepție la operarea instalațiilor de deșeuri, ADIS să nu se deruleze și pentru Comănești procedura de licitație pentru a selecta un operator al stației de sortare transfer Comănești. Aceste solicitări au fost acceptate atât de către ADIS și de către finanțatorul Guvernul României pentru a merge mai departe, iar solicitările care nu au fost acceptate au fost vorba de plata de către societatea Eco Valea Muntului direct către societatea EcoSud, operatorul unic la instalație și celula 2, pentru că motivul era simplu, trebuie respectat mecanismul de financiar de plată
și fluxul deșeurilor așa cum a fost el scris în proiectul unic. Ca atare, aceste lucruri, așa cum se întâmplă la întreg județul, plata se face către ADIS și ADIS-ul, în numele tuturor membrilor, și plătește la cantitatea totală către operator. Ăsta este fluxul și mecanismul financiar în care ne-am angajat cu toții și care a fost aprobat în documentații la vremea respectivă cu aceste excepții. Ce avantaje a avut Comăneștiul din acest proiect? A avut investiții de aproximativ 2 milioane de euro. Vorba de închiderea depozitului neconform a deșeurilor Comănești, care e aproape 1 milion de euro, 4.308 pubele, 231 contain, autocamion, remorcă, două axe, tocător, deșeuri verzi, operare, stații de transfer, colectare, valorificare, deșeuri reciclabile, sunt o serie întreagă de instalații și echipamente care toate cumulează aproximativ 2 milioane de euro. Care sunt, așa zise, pierderi ale noastre? Redevența ale Comăneștiului. Redevența pe care OAT Comănești ar fi putut să o primească din integrarea acestui utilaj de echipamente în sistemul de management integrat. Și aici am să mă explic. Așa cum județul Bacău, adică Consiliul Județean, a implementat și are celula 2 implementată, stațiile de transfer de la Găiceana, de la Berești-Azlău, de la Onești, stații de compostare, stații de sortare, toate acestea, acum, după ce am avut, s-a finalizat licitația și am încheiat contractul cu nou operator pe instalația de deșeuri și depozitare, am predat în termenul acela de mobilizare, le-am adus la starea de normalitate de funcțiune, pentru că 3 ani jumate, 4 ani de zile, ele au fost blocate, procedura a fost blocată în instanță și aceste echipamente au stat, au generat cheltuieli suplimentare, au ruginit și a trebuit să facem revizie și să facem reparații necesare, să le aducem la starea în care poate fi predată aia care a fost licitată de către societatea respectivă și care era trecută în documentație. Ca atare, Consiliul Județean le-a adus la starea noastră și le-a predat. UAT Moinești, stația de transfer care a fost pe fare, a predat-o operatorului și s-a integrat în proiectul mare. Municipiul Bacău cu celula 1 care a închis-o și stațiile de sortare, compostare, stația de epurare, tot ce înseamnă instalație și care o parte din acest proiect pe ISPA au fost astăzi predate către noul operator sau unic operator de gestionare a instalațiilor și a depozitului. Și pe toate aceste echipamente predate, Consiliul Județean și fiecare OAT primește o redevență. Ei, UAT Comănești, faptul că a refuzat acest lucru, redevența pe care atât operatorul de colectare și transport deșeuri, cât și cele de la instalații, nu o mai plătește astăzi Consiliul Local Comănești, așa cum se întâmplă cu celălalt, așa cum se întâmplă astăzi cu, în cazul, să zicem, Consiliul Local Moinești. Care este situația acum actuală? SECE Eco Valea Muntelui ESA, societatea de colectare și transport a orașului Comănești, din cauza faptului că nu și-a putut dovedi cu documentele cerute de legislație calitatea de operator de salubritate, că despre asta vorbim, deci, repet, mai sunt încă 4 excepții, au fost probleme și cu celelalte, dar fiecare au venit la întâlniri, au fost întâlniri cu 2-3 săptămâni înainte de a
de a da drumul la instalații de către atât ADIS-ul împreună cu operatorul unic pe instalații și pe depozit. Și a avut loc aceste încheieri de contracte între operatorii respectivi și operatorul pe colectare și transport. Au fost într-adevăr situații dificile la Helegiu și la Slănic Moldova. Aveau societăți ale Consiliului Local, dar nu aveau licență. Deci nu mai aveau licență. Și atunci, atât NRSC-ul, cât și ADIS-ul, li s-a prezentat și li s-a recomandat care sunt opțiunile. Alegerea este a fiecărui Consiliu Local. Drept pentru care astăzi, atât Helegiu, cât și Slănic Moldova și-au rezolvat problema aceasta și sunt în stadiu de a-și obține licența și să în faza de a încheia contractul cu operatorul. Deci, practic, fluxul aici, fluxul deșeurilor, se respectă. A rămas Eco Valea Muntului, oraș Comănești. Deși am avut o corespondență, am înțeles că din ceea ce a ieșit în spațiu public, n-a găsit deschidere la Consiliul Județean. Eu am răspuns oricând la telefon. A existat și există o corespondență între Consiliul Județean, între ADIS și orașul Comănești. Numai că refuzul acesta de a colabora, refuzul acesta de la început de a înțelege că trebuie să fim și că mai devreme sau mai târziu, că acest lucru l-am avut în discuții și anul trecut când a venit comisarul Comisiei Europene aici și a văzut situația. Am fost și la Moinești, a fost prezent și domnul primar de la Comănești și încerca să explice că ia o stație de sortare, că funcționează, că nu au nevoie de, că nu țin de acest flux, iar comisarul nu i-a spus decât atât. Da, posibil, dar deocamdată. Pentru că așa este gândit în proiectul în care cu toții până la urmă trebuie. Deci, el poate să ducă și acum să încheie contract. Trebuia ca acea societate să aibă licență. Acea societate nu funcționează din 2015, nu mai are licență. Deci din 2015 nu are licență. Același lucru îi l-am spus și eu ca președinte a Consiliului Județean și ca președinte de ADIS, am zis cum ai dus până acum și de aici încolo poți duce. Trebuie să închei contractul. E normal, eu n-am avut de unde să știu că nu are licență. N-a avut licență. Plus un amănunt, domn președinte, dacă îmi permit. Faptul că în 2015 nu mai avea licență, a expirat licența, trebuia revocată sau se revocă de drept puterea de Consiliul Local pentru atribuirea contractului de delegat. Legea prevede, legea 101 la articolul 23, spune clar că hotărârea de Consiliul Local se revocă de drept. Deci ca atare, sunt două elemente, da? Licența și și darea în... Și aici eu vreau să vă mai fac o precizare, ținând cont și așa cum am spus că tot concursul instituției prefectului pentru AT Comănești astăzi, în orașul Comănești, se află reprezentanții ANRSC pentru a îndruma pe domnul primar și pentru a-i prezenta legislația în vigoare să intre pentru intrarea în legalitate. Și mai spun un lucru, eu ca și cetățean al orașului Comănești nu m-aș simți confortabil știind că în orice moment îmi poate fi oprită apa sau în orice moment atunci când merg pe stradă pot contacta, eu știu, o epidemie datorită munților de deșeuri care se află în Comănești, dar totodată Consiliul Local care mă reprezintă în relația cu instituțiile statului să plătească penalități de miliarde. Eu zic că până aici, mai ales că sunt măsuri de a intra în legalitate, are tot concursul nostru, doar că trebuie să lase și Consiliul Local încăpățânarea specifică. Eu personal v-am spus de la început, sunt pentru adevărul de la Comănești. Sunt pentru ideea ca cetățenii orașului Comănești să cunoască adevărul. Nu înseamnă că cineva de la Bacău dorește să izoleze orașul Comănești, ba din contră,
De aceea se află astăzi ANRSC, să-l integreze, să aibă și cetățenii drepturi depline de a le se ridica gunoiul. Și așa cum am mai spus, conform 215, sunt aici datorită dumnealor și datorită Consiliului Local, pentru că dumnealor beneficiază de principiul autonomiei locale. Ei au ajuns aici datorită proiectelor de hotărâri de Consiliul Local pe care le-au votat de-a lungul vremii. Cine a fost inițiatorul, știm cu toții. Deci există soluție actuală pentru Comănești. Poate opta Unitatea Administrativă Teritorială Comănești, poate opta pentru gestionarea directă a serviciului de colectare și transport deșeuri municipale prin intermediul serviciului public local cu personalitate juridică. Există soluții. Soluția este în mâna primarului și a Consiliului Local. Pentru că, iată, sunt niște riscuri pe care trebuie să le știm cu toții în materie de mediu, în materie de sănătate a populației, din cauza, așa cum a prezentat doamna și a menționat aici foarte bine doamna prefect, a depozitării neconforme a deșeurilor în stațiile de transfer Comănești sau la termocentrala din, pe platforma la termocentrala Comănești, găsit un spațiu acolo. Dar există și un alt risc, există un risc și mai mare, două riscuri, ăsta e unul. Al doilea, că proiectul Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor în județul Bacău riscă să riscă la corecții financiare. Corecții financiare. Riscă să restituie sumele primite din partea Guvernului României și a Uniunii Europene din cauza nerespectării a unui membru ADIS, a fluxului de deșeuri și a mecanismului financiar aferent proiectului. Deci există acest risc, nu mai avem timp prea mult, timpul limită sau termenul limită este 31 decembrie 2018, în care trebuie să declarăm acest proiect funcțional. Altfel, intrăm într-o zonă nu prea fericită pentru noi, iar noi cred că de asta suntem aici, de a găsi soluții. Știți foarte bine că am trecut prin tot felul de crize și unele subiective, alte mai puțin subiective, i-am făcut să înțeleagă. Am trecut și prin Comitetul Județean în situații de urgență, am găsit soluții, am avut răbdarea necesară cu fiecare în parte, a existat deschiderea, altfel nu eram astăzi aici, în care pe 30-31 august, cred că, așa a fost, este anunțată comisia de, reprezentanții Comisiei Europene și a Ministerului Fondurilor Europene să vadă situația la final a acestui proiect. Și am dorit să fie funcțional și să-l declarăm județul Bacău funcționar, să nu intrăm în această zonă de corecții financiare care pot conduce până la 100%. Vă mulțumesc. Și așa cum v-am zis imediat, așa cum v-am zis la început de adresele primite de la ministere, o să vă citesc un paragraf din adresa adresată instituției prefectului din partea Ministerului Fondurilor Europene, în care spune clar, conform legii serviciilor comunitare de unități de utilități publice numărul 51/2006, modificările și completările ulterioare, unitățile administrativ-teritoriale, în baza competențelor exclusive pe care le au în organizarea serviciilor de utilități publice, le revine responsabilitatea pentru organizarea și neîndeplinirea angajamentelor asumate. Ori sunt organizate, ori sunt într-o asociație și își iau un angajament. În acest sens, doamnă prefect, știu că ați întărit și ați trimis către toți membrii ADIS, indiferent dacă se află sau nu se află în această situație, să înțeleagă că ăsta este circuitul, că fiecare OAT este responsabil la ceea ce s-a angajat și a primit finanțarea, să nu facă altceva decât să respecte obligațiile la care ne-am asumat pentru a implementa la bun sfârșit acest proiect. De altfel, așa cum ați prezentat, eu zic că a fost deschidere totală din partea instituțiilor state pentru a-i ajuta pe acei primari, acele OAT-uri care au întâmpinat dificultăți,
inclusiv prezența NRSC-ului este nu este neapărat de a da amenzi, ci de a și găsi soluții și a ajuta împreună cu Direcția de Sănătate Publică, împreună cu Garda de Mediu, cu autoritatea, Agenția de Protecție a Mediului, de a-i ajuta să depășească acest moment, dar trebuie să și vrei lucrul ăsta. Deci nu mai e timp de joacă, trebuie să ne aliniem și să respectăm legea. De altfel, nu intram în această situație gri dacă operatorii respective aveau licență și erau și încheiau contractul, pentru că nu s-au făcut altceva decât să transferi și încheiai contractul cu nou operator. Făceai dovada că ești operator, ai licența, ai toate documentele. Este demn de relevat un lucru. Gândiți-vă că de 2015 până la nivelul 2018, până a fost preluat de EcoSud, s-a transportat la celula 1 fără licență. Deci lucrul ăsta nu mai poate continua. E clar, adică ori intrăm în legătură, s-a beneficiat de o clemență într-un fel de finanțare, găsim o soluție. Oricum, sunt câteva aspecte extrem de importante. Unul, plata penalităților din banul contribuabililor, asta vi l-am citit, poate puteau fi investite. Doi, riscul contaminării populației, care de fapt e primul lucru, gândiți-vă ce e în jurul nostru, peste porcine. Trei, proiectul să fie declarat nefuncțional, cu consecința gravă, penalități și sumele care au fost acordate. Adică mai mult decât clar pentru toată lumea. Adică nu văd. Noi vrem să fim o țară, un oraș european, dar să nu respectăm regulile, să nu înceapă cu noi. Cam pe undeva pe aici suntem. Cert este că o parte dintre instituțiile care au fost în control au fost acuzate că au pus presiuni. Ce puteau să facă dacă de atâta timp nu s-a făcut nimic? Ce trebuia să facă? S-a dat avertisment, după aia s-a trecut la partea de amenzi. Nici o problemă, contestabilii va decide instanța dacă se greșește sau nu. Dar NRSC-ul a venit, am discutat cu dânsul, au adrese, noi discutăm nu de ce credem noi. Noi ce am pus pe masa noastră e bazat pe punctele de vedere ale instituțiilor statului, care trebuie să respectate. Altfel nu transformăm decât într-o fără legi. Ce să, dacă nu intrăm în legalitate? De asta cred că undeva pe cele două componente, apă deversată necontrolat și cu indicatori depășiți și gunoaie depozitate tot necontrolat sau oarecum într-o formă, domnule, permite legea să depozitezi pe o platformă betonată. Da, dar nu respecti documentul de poziție care tu l-ai semnat. Nu respecti fluxul de deșeuri. Fluxul deșeurilor. Ar trebui să depozitezi, scrie foarte clar, avem adresa de la NRSC, unde trebuie să depoziteze. Ca să depoziteze, trebuie să îndeplinească niște condiții. Ori condițiile astea trebuiau îndeplinite de undeva din 2015, pentru că în termen de 30 de zile ar fi trebuit să facă demersuri, așa prevede legea, în termen de 30 de zile să facă demersuri și să se reautorizeze. Bun, și legea asta nu prevede și sancțiuni? Ba da. Mie mi se pare că... Păi asta mi-a explicat. De 3 ani de zile. Bani care îi plătește până la urmă populație. Dar de 3 ani de zile există situația asta, avem o gardă de mediu, avem manele de ce straxele, cum se cheamă, nu există niciun amendă. Ba da. Ba da, unde? Sunt amenzi date de garda de mediu. Păi, n-am dat noi amenzi. Dacă este amenzi. Operatorul gropii a primit amendă pentru că primea de la operator neautorizați? Dacă nu mă știu. Operatorul gropii e primăria și din câte cunoștințe avem noi, da. Da, a primit. A primit și amenzi. Cum să fie amendat dacă până acum nu s-a știut că n-are licență Ecovalea Muntei? Asta... Vorbește de... Deci noi vorbim de ce am fost semnalizați azi, ce am constatat în urma sesizării. Intrarea în legalitate e puțin despre... De eu auzeam prin 2003-2004. Da, domnul Dejan, dar niciodată n-a fost ANRSC-ul pentru a arăta toată deschiderea noastră spre cetățenii acestui oraș, nu neapărat spre Consiliul Local, să-l îndrume să intre în legalitate. Deci noi am făcut tot ce ne-a stat în putere pentru cetățenii orașului Pomânești. Nu, asta era treaba ANRSC-ului, cumva?
Să deplaseze la fiecare parte, să... Nu trebuie. Păi, atunci, dacă s-a deplasat, e ilegal sau... Nu, nu e ilegal, dar la rugămințele noastre și pentru ca domnul primar să înțeleagă ce are de făcut să fie mai ușor pentru a scăpa din munții de deșeuri de la Comănești. Asta și este. Și de la Hilegiu și Canimor. Nu s-a deplasat nimeni de la ANRSC la ei. Înțeleg că nu există încă... Poftim? Ați spus că cei de la societățile de la Hilegiu și așa, Zănic nu au încă avizul. Sunt depuse. Și atunci legea prevede când sunt depuse. Termin de 90 de zile. Deci, asta e situația în care poți încheia contract cu un operator care nu are licența încă, dar sunt în cele două situații. Una, fie este societate nouă sau un serviciu public nou și ai depus documentația și te afli în cele 90 de zile, fie ți s-a suspendat sau ridicat licența și 90 de zile poți depune până o obții noua licență. Cum s-a aflat chestia asta? Adică simplu. Simplu. Cum? Păi da, se închide proiectul și trebuie să... Ce spuneam mai înainte, cele două condiții. Mecanismul de plată și fluxul deșeului. Adică aia se ducea cu camionul de gunoi și undeva s-a oprit, nu? La plecare, la unde? Eu vreau logic, dacă îmi permiteți, Ecosudul când au cerut documente pentru a-și dovedi calitatea de operator, atunci au văzut că nu au licență și nu au documentele. Nu știu ce s-a făcut în 2003 ani, a venit Ecosudul, asta e licența. Deci UAT Comănești are două soluții, da? Fie se acreditează Ecovalea Muntelui, obțin licență, da? Sau înființează un serviciu public, spuneați de salubrizare. Deci astăzi, asta este soluția cea mai rapidă. Sunt și mai multe, dar cea mai rapidă asta de serviciu public cu personalitate juridică și... Și vreau să mai știu ce cuprinde acel plan de măsuri pe, cu privire la apă, direct. Cu privire la apă, despre care vorbea domnul Suprevec, pe care nu l-am depus. La dispoziție. Dar vă spun eu, primul lucru pe care l-a cerut instituția prefectului împreună cu Ava Siret, pentru că așa cum am spus, am avut nenumărate întâlniri cu ei pentru a încerca să ajutăm orașul să nu mai plătească aceste penalități, erau acele separatoare, simplu, pentru a separa rezidurile din apa uzată. De 6 luni de zile tot avem promisiuni, Ava Siret are promisiuni că acele separatoare vor fi scoase pe seap și puteți verifica abia săptămâna trecută, după expirarea celor 6 luni, după ce UAT-ul a fost din nou semnalizat, după ce au reînceput controalele, pentru că cele 6 luni de zile am zis stop, lăsăm omul să-și facă treaba, să intre legalitate, să nu mai avem riscul de trotuși, să nu mai bea animalele apă din trotuși cu diverse impurități. Nu s-a întâmplat nimic în cele 6 luni. Cele 6 luni au expirat în luna mai. Așa cum știți, am zis, sunt inundații, lăsăm, poate n-am avut timp în iunie. În iunie, din nou, s-au deplasat acolo comisarii Gărzii de Mediu, Agenția de Protecție a Mediului, Ava Siret, așteptând să vedem cu toții, măcar un minim, pornit un minim de investiție. Adică, știți unde mi se rupe mie filmul? Dai miliarde de penalități la Ava Siret, dar nu ești în stare să achiziționezi niște separatoare piseară. Despre asta vorbim. Nu-ți face nimeni nimic decât să intre într-o minimă legalitate. Și abia acum sunt scoase pe seap separatoarele alea. Dacă veni colegii mei și dumneavoastră, cred că s-a ajuns la un moment al adevărului în ceea ce privește Comăneștiul. Știți foarte bine situația de acolo. Noi am fost, cred că, singura instituție de presă care am semnalat încă din 2015 ce se întâmplă la Comănești. Acolo s-a creat un stat în stat. Deci eu mi-asum ceea ce spun. Încălcarea legii a devenit o regulă. Și am dovezi și am avut procese cu UAT-ul respectiv pe care l-am câștigat. Nu se respectă legea. În primul rând sunt hotărâri de Consiliu Local ilegal. Și pornind de la hotărârea de Consiliu Local legată de regulamentul de funcționare în care cei care vor să asiste la ședință, nu mai vorbesc de presă. În primul rând trebuie plecat de la rădăcină pentru că acolo nu există transparență în Comăneci. Deci noi nu știm ce se discută în Consiliul Local.
Nu există o instituție de presă care să pună o ședință de la un capăt la altul. Vreau să vă mai pun o întrebare. Doamne, vă rog frumos, după aia, după ce terminam... Vreau să vorbesc despre dumneavoastră, noi am venit aici să vorbesc despre instituții, nu despre... Stați, cred că pun și întrebarea. Ce face o instituție de presă? Vă rog, dacă doriți dumneavoastră... Faceți mea într-o conferință, și vorbesc despre dumneavoastră. Să pun o întrebare. Da, o să verificăm. Deci dacă situația este de așa manieră, doamnă prefect, veți aplica ferm legea, deci fără niciun fel de echivoc. Pentru că asemenea lucruri, am avut criza cu noi o scurtă perioadă de timp în urmă, ne-am făcut de râs în toată țara și acum vine din nou o altă etapă și mai grea pentru noi. Deci, din punctul meu de vedere, nu există soluții decât aplicarea legii la comunești, pentru că acolo s-a făcut o regulă. Am explicat foarte clar care este situația reală, de așa natură și... Tocmai pentru faptul că instituțiile statului au venit, au amendat, ABA a amendat, DSP-ul a amendat, Garda de Mediu a amendat. Se aplică legea cu fermitate. Da, ideea este că mai sunt și măsuri de așa, a NRSC-ul. Nici o problemă, dacă nu se respectă, evident că își va îndeplini atribuțiunea pentru care a fost desemnat. Dar, totuși, noi ne aflăm undeva într-o zonă de 60 de zile în care, pe de-o parte, apa pleacă necontrolată, asta vreau să rămână foarte clar, și pe de altă parte, se strâng gunoaiele în ideea în care, la un moment dat, se va declanșa o stare de urgență. Ori, aici, starea de urgență, prin voința unui om, nu e stare de urgență. Acolo trebuie să fie o cauzalitate de forță majoră. Aici nu poți să-i dai alertă, pentru că zilele trecute am avut un primar. Nu o să-i dau numele acum, doamna prefect, am venit să-mi dați stare de alertă. Da, v-am în buzunar și imediat o să o primiți. Zic, dar de ce nu v-ați licențiat ANRSC? Păi nu am avut bani. Păi cum, ați avut timp 30 de zile, nu ați avut timp să vă licențiați? Dar acum, dacă vă dau eu stare de alertă, aveți bani să vă ridice cineva deșeurile cu încredințare directă? Despre asta vorbim. Da, am bani. Bun, ok, vă ridică deșeurile, dar unde le duc? Pentru că ei nu sunt operatori licențiați. Unde le duc? Ok, facem și lucrul ăsta. Adică toată lumea trebuie să înțeleagă că din momentul ăsta, pe raza județului Bacău, se va lucra doar cu operatori licențiați. Cine nu este licențiat, nu mai poate transporta gunoi. O a doua întrebare, a fost invitați dumneavoastră ca prefect, domnul președinte, în Consiliul Local să discutați împreună cu consilierii aceste aspecte? Nu. Sau pe alte subiecte, pe perioada imediat trecută? Nu. Intenționați să faceți o deplasare împreună cu presa, să mergem cu toții la Comănești, să constatăm cu toții ce se întâmplă acolo? Eu personal am fost cu inundații de la Comănești și acum o să vă zic trăirile mele. Am încercat să ajut mai mult decât am ajutat și acum nu vă vorbesc în calitate de prefect, ci doar de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Toți primarii au fost sunați de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, care asigură secretariatul. Fiecare locuitor, fiecare primar, ca și reprezentant al OAT-ului, a fost întrebat ce necesități are. Singurul OAT care a spus că au nevoie de doar 50 de pături a fost OAT Comănești. Normal că m-am deplasat personal acolo pentru a vedea ce se întâmplă. Așa cum știți, am fost cu vicepremierul Ștefan. Am încercat în nenumărate rânduri personal să-l sun pe domnul primar. Domnul primar a avut o atitudine că ce caut eu în Comănești. Am venit în Comănești pentru că următoarea zi urma să ajung acolo cu vicepremier pentru a ști un traseu și pentru a arăta într-adevăr ce dezastre sunt. I-am zis la ce case mă aflu, i-am zis, domnul primar, nu cred că vreodată m-ați sunat și nu v-am răspuns, ba din contra, ați fost întrebat cine voi aveți, apă, materiale, căsuțe modulare, așa cum s-au trimis la Sănic, așa cum s-a trimis la Uitus, bineînțeles că și Comăniști au fost în atenția mea. Deci nu am încercat absolut să sărim nicio unitate administrativ-teritorială. De asemenea, într-o altă după amiază, aflându-mă în Comănești, sunându-l pe domnul primar, domnul primar, ați împărțit păturile, haideți, cu ce vă mai ajut, cine voi mai aveți? Doamnă, nu mai am nicio nevoie, păturile sunt la primărie, punct. UAT Comănești este membru ADIS, deci ca președinte ADIS, aici este de față și domnul director SETO, director executiv la ADIS, am făcut, cred că tot ceea ce a depins și ceea ce ne-am angajat în momentul în care ne-am constituit și am dus la bun sfârșit, în sensul că există ADIS în numele
tuturor membrilor ADIS și pe seama sa a organizat licitația și există astăzi un operator pe colectare și transport și tot în numele tuturor membrilor ADIS s-a angajat și astăzi și a finalizat și astăzi are ADIS un operator unic pe ceea ce înseamnă instalații deșeuri și depozitare. Este adevărat, am prezentat mai înainte, cu AT Comănești în diferite etape a încercat să întârzie cât se poate de mult. Ultima întârziere de 90 de zile, 3 luni de zile, a fost de a aproba contractul de delegare în forma pe care am convenit-o în urma licitației și singurul care nu a aprobat era UAT și noi nu puteam merge mai departe de a semna contractul și după aceea. Și restul n-am făcut altceva decât să le oferim consultanța necesară, să-i ajutăm pe fiecare să-și găsească soluție încât să se integreze. Și apoi vii și faci afirmații că vii cu gunoiul din Comănești în fața instituției prefectului. Bun, dar eu te întreb, ce ar trebui să facă instituția prefectului? Să-ți atace hotărârile? Ai autonomie locală. Nu, în momentul în care tu iei o hotărâre, dacă ți-o atacă prefectul, ești, spui că are prefectul ceva cu tine ca primar sau ca UAT. Te-am lăsat, ai mers până unde ai mers, acum ești în propria capcană. Ba din contra, așa, în propria capcană, când vine el cu gunoi în fața instituției prefectului, noi ne-am dat tot concursul și am oferit situații, zic eu, foarte legere și foarte ușoare, că nu îl împiedică nimeni, să aibă un operator licențiat. Domnule, lucrurile sunt foarte simple și de asemenea să nu mai deverseze într-o tuș. Eu consider ca și prefect, am responsabilitatea față de cetățenii orașului Comănești, atunci când primești o adresă de la Direcția de Sănătate Publică și ți se spune și o vezi, o ai pe birou, că acolo există un pericol, este normal să pui mâna pe telefon, să-l suni pe domnul primar. Să-i spui, aveți o problemă, haideți să vedem ce facem. Adică nimeni nu s-a dat de Comănești, rezolvă-ți treaba. Deci niciunul nu am avut atitudinea asta. I s-au arătat și i s-au prezentat suficiente soluții. Când dumnealui vrea altfel, nu. Iată unde a ajuns și unde a dus încăpățânarea. Eu personal nu am ce-mi reproșa, pentru că am fost tot timpul deschisă dialogului. I-am oferit tot timpul, tot sprijinul. De asemenea, noi am prezentat și la minister, pentru că așa cum știți, Guvernul României, prin programul de guvernare, prin ministerul pe care îl reprezentăm, Ministerul Afacerilor Interne, grija noastră, în primul rând, este cetățeanul. Și de asemenea, vă mai spun că să știi și în DSU, să știi și la minister, pentru că acolo va fi o problemă. Chiar dacă îi dă prefectul situații de urgență, mă repet, chiar dacă îi dă stare de alert, ok, el adună gunoiul pe moment, dar unde îl depozitează și cine îl transportă. Asta e problema. Că situația de urgență și starea de alertă nu rezolvă problema la Comănești. Pentru că toată lumea se uită în oglindă, dar nu e așa. Domnule președinte, intenționați să-l invitați pe domnul Miron în Consiliul Județean pentru a da explicații modul cum se comportă dânsul acolo, modul cum funcționează Consiliul Local, e o mare problemă. Pentru că, eu vă spun din propria mea experiență. Acum mă scuzați, până a terminat, ce înseamnă modul cum funcționează Consiliul Local? Păi dânsul tot timpul, eu vă spun ce a discutat la un de presă cu dânsul. Dânsul tot spune nu că nu vrea Consiliul Local, te duci la consilier, nu că nu vrea domnul primar, că nu ne mișcăm de aici fără aprobarea dânsului. Deci s-a creat acolo intenționat un cerc vicios și juridic sunt foarte multe de a spun că speranțe prea mari de la Comănești nu cred că putem avea. Eu zic că copii, dar dacă considerați că este necesar să vină în Consiliul Județean, domnul președinte, să-l aduce, să vadă și opinia publică, pentru că noi nu reușim ca presa să... Nu, da, exact. Dialogul se poate fi care să accepte și într-o parte și în alta. Schimbarea conferinței. Ideea este următoarea, că am ajuns într-un punct în care nu se mai poate altfel, că este efectiv, punem un județ în pericol, un județ întreg în privința acestui proiect și am prezentat aici împreună riscurile că fiecare instituție a fost tolerantă la limita legii, în sensul că li s-a dat amenzi, li s-a întocmit un program de măsuri cu termene și cu toate astea. Deci un dialog există din partea președintelui Consiliului Județean, din partea președintelui ADIS, am făcut tot ce este, soluțiile le are, sunt în mâna dumnealui. Astăzi, zilele acestea, NRSC-ul echipă direct de la București vine acolo, pe de o parte au o temă de control pe tot ceea ce în istoric pe care a prezentat-o domnul subprefect aici și pe de altă parte dublu scop și de a
arăta care sunt căile legale și în momentul în care a plecat de acolo să știi că a înțeles OAT Comănești că asta este calea legală care trebuie să urmezi. Deci eu cred că cu plăcere. Deci, pentru proiectul cu sistemul integrat de management al deșeurilor, soluția ar fi să înființeze primăria o societate publică de servicii cu personalitate juridică. Asta ar fi cea mai rapidă soluție, da? Un serviciu public? Da. Cu asta cu care să obteze... A spus personalitate juridică, m-am gândit că... serviciu public în subordinea... Da, m-am gândit că e firmă, o firmă de... Nu face subordine. Da, o societate. Deci sunt mai multe variante, asta varianta cea mai... Dar pe apă care are soluția este în afară? Este respectarea planului de măsuri pe care și l-a asumat. În afară de faptul... Respectarea planului de măsuri pe care... prin necesitate separată, mai multe... În planul de măsuri sunt și... sunt prevăzute și, ce, sunt prevăzute și ceea ce a zis doamna prefect. Dar acolo sunt mai multe măsuri care trebuie luate. Și racordarea cartierului Zăvoi la stația de epurare, pe lângă modernizarea stației de epurare. Deci așa în mare v-am spus. Acolo e un plan de măsuri care l-au semnat împreună, deci a semnat și OAT Comănești și APASER. L-au comunicat pe baza acestora, s-a luat autorizația de gospodărire a apelor cu termen de 6 luni de zile, care a expirat la 30.06.2018, autorizație de mediu care expiră la 31.12.2018, au fost semnalizați în acest moment de către Garda de Mediu că nu-și respectă planul de măsuri și atunci s-a dat o notificare către APASER cu termen de conformare de 60 de zile, termen de conformare au dat și APASIRET. Deci cam astea sunt lucrurile și planul de măsuri este primele două măsuri, măsura 2 și măsura 3 nu s-a îndeplinit, trebuia avea un termen până la 30.06. Ori ca să ne trezim la un moment dat la sfârșitul anului cu aceeași situație, de asta s-a monitorizat îndeaproape respectarea planului de măsuri, ca să nu mai folosesc un termen de intrare în legalitate, să conformeze planului de măsuri. Adică undeva, acum... Probabil sunt și responsabilități. Evident, domnul. Evident că sunt. N-am vrut să ne ducem agresiv. Ideea din partea instituției am zis să mergem cu blândețe, să lăsăm 6 luni de zile, măcar să fi văzut în cele 6 luni de zile. Există acolo situație, domnul Cătălin. Există situație. Deci acolo e un sistem, e furnizarea apei potabile și deversarea apei menajere. Ei, acolo, în momentul când se pierde autorizația, se poate ajunge la o comandă, ar trebui să stată apa. Nu există. Noi vorbim de două societăți care furnizează. Gunoiul. Tot vorbim de gunoiul din sudul județului, dar ăsta al nostru, eu am înțeles că Ecosud nu mai primește tot gunoiul din municipiul acolo. De unde vreți să răspund? Vă spun eu, e declarat. Nu, cred că da. Nu, de grație. Domnul director executiv, e o chestiune tehnică. Da. Vorba despre anumite categorii de deșeuri, de tipuri, cauciucuri, care nu se încadrează în categoria deșeuri menajere, produse de populație, sau asimilabile menajere, produse de agenți economici, cu o compoziție similară celor menajere, este vorba despre deșeuri periculoase de tipul azbestului, care este folosită în construcții și care nu mai este primit direct la depozitare. Pentru ceea ce înseamnă deșeuri de tip cauciucuri, există o serie de societăți comerciale care preiau cu titlu gratuit aceste deșeuri în vederea tratărilor. Depozitul este conform de deșeuri în care tot județul Bacău depozitează sau ar trebui să depoziteze deșeurile, nu este un depozit de deșeuri periculoase. Este un depozit de deșeuri nepericuloase. Atenție mare la ceea ce înseamnă, pe de o parte, deșeurile din cauciuc și toate celelalte deșeuri cu potențial periculos. În mod normal, în cadrul contractelor de delegare pe care fiecare unitate administrativă teritorială le are încheiate fie direct cu operatorul, fie prin intermediul asociației, categoria distinctă a deșeurilor periculoase ar trebui să fie tratată în sensul următor.
dacă deșeurile menajere merg fie pe o stație de transfer, fie pe la depozit, pentru deșeurile periculoase din deșeurile menajere se organizează campanii anuale de colectare, iar pentru deșeurile periculoase efectiv, acestea pot fi predate unor altor operatori de deșeuri specializați. Eu mă refeream la gunoiul ăsta rezultat din modificarea apartamentelor, din construcții. Deșeurile din construcții și demolări, dacă vă referiți strict la zona municipiului Bacău și aș vrea să înțeleg clar acest lucru. Da. Perfect. Ceea ce înseamnă deșeurile din construcții și demolări este relația contractuală directă de OAT municipiul Bacău și operatorul de colectare și de transport SC Soma SRL. În mod normal, într-un astfel de contract de delegare, pe lângă deșeurile menajere, deșeurile reciclabile, deșeurile biodegradabile și deșeurile voluminoase rezultate din construcții și desfințări, ar trebui să aibă articole distincte și să prevadă un flux al deșeurilor. Ceea ce este cert e următorul lucru. Nu se acceptă la depozitare amestecul între deșeuri menajere și deșeuri din construcții și desfințări. Se acceptă până acum? Până acum, este conform de mine. Miercuri a trecut. Este conform joi, vine, luni și marți. Luni și marți. Marți, sperăm să avem și noi. Sperăm mâine din să avem. A cerut cine a cerut primăria? Asta e de urgență la Comănești? Nu. Nu, cumva cu situația de la Moinești, de Moinești făcea parte dintr-o asta. Toată lumea face confuzia asta. Moineștiu era într-o asociație, Moineștiu avea un operator licențiat, acolo era vorba de plată, ceea ce este cu totul altceva. Avea operator. Da, dar Moineștiu, în momentul în care dai stare de alertă, Romprestu s-a dus și a ridicat. Ori aici cine da, să ridice? Posibil așa este, da, nu e acea situație, dar posibil asta, ca asta să genereze. Ca efect, da. Ca efect. Adică da, o generează da, artificial, că duc spre așa ceva, ca la un moment dat să... Bă, și în cât timp a da, primarul, fără de primar, că așa primăria comodești acel serviciu care se intre în funcție, adică... Pentru o simplă ședință din Consiliul Local să-și dea o hotărâre, punct. Și în momentul, adică e așa o formalitate? Deci are, nu, are documentații, tot trimis modele și așa mai departe. Nu e singurul, dar ultimele două este Helegiu și Slănicu, care adică am discutat joi și marți s-a deblocat situația. Și cu documentația de dacă ai demarat procedura, ai voi. Deja ai voie să lucrezi și ai un termen. Deci să obții licență. Dar exact. Asta amână o nouă criză. Dar de ce no, să nu zicem că vor fi licențiați? Nu. Ca operatori. Nu. Dar eu nu, să fac și primar, dar știți cumva alte motive în afară de vestita lui încăpățânare? Adică are și alte motive pentru care eu personal se conformează? Eu l-am văzut și la... În mod concret, dacă sunt motive de natură economică sau politică, ce a argumentat în momentul asta care... Asta spune prima. Asta sunt... Da. Nu știu ce să vă zic. Aici. Cred că cel mai bine să-și poate el vorbile. Vorbea de după finanțare la investiții pe apă. Bacă o primit prin PND-le pe apă. Poate are o supărare, că el nu a primit, nu știu. Nu? Acum știți cum, ca să intri în legalitate, nu poți să spui în fața cetățenilor da, supărările personale. Când ai primit sau că ești politic situația sau... de urgență era deja chestiunea asta, trebuia rezolvată repede, trebuia identificată o sursă de finanțare rapidă. Deci eu zic că nu putem pune egal niște investiții. Comăneștiu este în master plan plins, este în lista de investiții prioritare și este eligibil cu POIM. Deci el se află pe lista Crabul și sunt trei mari investiții aici. Acordarea canalizării cartierului Zăvoi la stația de depurare biologică a apelor uzate a orașului Comunești, reabilitarea și reabilitarea în cartierele Șupan, Lăloaia stânga, Lăloaia dreapta și Șub Lăloaia din orașul Comunești și reabilitarea stației de depurare din orașul Comunești. Toate trei sunt eligibile pe POIM. Dar ce orizont de timp ar fi? Un an, doi, cinci? Păi, domnul Beșa, suntem în situația în care am actualizat aplicația de finanțare și cred că în două luni, trei luni, o putem depune. Adică suntem în situația cu asta. Cu condiția să fii și membru adic.
Aici asta e. Deci nu, asta e condiția, ca și la deșeuri și la altă. Deci poți accesa dacă ești într-o asociație. Și el și asta nu mai este membru acum. Ne-am orientat în funcție de sursa finanțare, care sunt cerințe. Da, e greu să înțelegi că nu poți singur, ce spunea, nu poți să fii stat în stat. Aici e vorba de un județ, e vorba de o colaborare, de un partener, de a ne asocia, de a înțelege și în momentul în care ne-am obligat la ceva să-l și respectăm. Nu-i cer ceva ce nu a cerut sau ce nu s-a obligat. S-a obligat și acum nu mai respect. Se poate pune în discuție din nou excluderea Comăneștului de la list? Da, este posibil, dar totul depinde. Deocamdată... Dacă nu se conformează, trebuie exclus din adis ca să nu cadă tot proiectul și să nu trebuiască Bacău. Deci același lucru era acum 5 luni de zile, în aprilie, când am luat în calcul excluderea OATE pentru a nu periclita întreg județul. Deci, practic, e posibil... Da, există acest lucru. Nu excludim aceste variante dacă se încăpăținează. Deși investiții au avut. Investiții de aproape de 2 ani. Investiții care nu beneficiază de redevență, atenție. Toți ceilalți, județul Bacău, Moineștiul, Bacău, toți cei care... Investiții făcute prin diferite surse de finanțare, le-au integrat în proiectul mare și acum, de la operatorii respectivi, primesc redevență. Da. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc frumos. O săptămână ușoară.